Campania de informare derulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș cu privire la păstrarea mediului curat și modalitățile de reciclare a ajuns și la Colegiul Național din Nicu Golescu. Pentru că această campanie se adresează copiilor din clasele primare și gimnaziale, în anfiteatrul colegiului au fost prezenți doar elevii de gimnaziu. Aceștia au asistat la o lecție cu privire la protejarea mediului și care sunt modalitățile prin care putem face acest lucru. Specialiștii asociației le-au vorbit copiilor despre cum pot ei să ajute zona în care trăiesc și implicit planeta să fie mai curată. Continuăm seria de activități începute din primăvara anului acesta pe zona noastră de informare, conștientizare și de educare a copiilor pentru sortarea și selectarea deșeurilor la sursă, cum s-ar spune. Avem această acțiune la Dinicu Golescu, am mai desfășurat în câmpul lung la școala numărul 1 în primăvară și la școala numărul 7. Practicăm acest tip de acțiuni pentru a reuși să facem faza inversă, dacă vreți, a sortării deșeurilor, adică copiii să meargă acasă, o să le dăm și niște pliante, să le spună părinților ce au învățat astăzi. Că hârtia, spre exemplu, merge la clopotul verde, că plasticul și metalele merge la clopotul galben. O să facem și o ștafetă ca să-i antrenăm pe copii. Vor primi și niște caietele făcute din hârtie reciclabilă și sperăm că această acțiune să vină în complementaritate cu ceea ce face Dinicu. Dinicu este într-un proiect pe zona aceasta, a fost în Franța de curând, au participat 5 copii în Franța, au vizitat și o fabrică de compost și o fabrică de sortare hârtie. Deci nu venim pe un teren neviran sau un teren pregătit în care Dinicu i-a prins în acest proiect important, la fel ca și cum este și liceul de la Stâlpen, spre exemplu, și au activități conexe desfășurate atât în Franța cât ultima parcă în Portugalia. Deci despre aceste acțiuni ale dânșilor vă pot spune dânșii. Eu noi am venit cu o parte din colegii mei de la ADI Servsal, împreună și cu Asociația Zimbru Carpatin, cu care colaborăm în aceste activități de tineret, de tabere ecologice, de tot ceea ce facem noi, pentru a conștientiza că este important, pe de o parte, să avem o planetă curată, pe de cealaltă parte, ne dorim din suflet ca să nu mai plătim acele amenzi drastice la AFM, m-ați înțeles, la fiecare, dacă n-am atins țintele care sunt de reciclabil, unitățile administrative teritoriale sunt penalizate, plătesc o penalizare destul de mare, care se poate duce, spre exemplu, spre miliard sau chiar mai mult la UAT-urile mai mari. Cu acești bani s-ar putea face altceva tot pentru copii. Deci cam aceasta este acțiunea de astăzi, pe care o continuăm în câmpul lung. Am mai avut și alte invitații la anumite licee și mergem cu drag la toate activitățile acestea. Ne interesează în principal, aici avem clasa 5-a și a 6-a, copilașii până în clasa 4-a de 8-te, pentru că ei sunt foarte receptivi și atenți și merg acasă cu entuziasm și povestesc părinților ce au înțeles în ceea ce noi le-am prezentat astăzi. Doamna director, din câte știu, sunteți implicat în aceste proiecte. Știm că ele s-au derulat, dar au fost derulate de către elevii din liceu. Acum avem aici elevi de la ciclu gimnazial. Cât de receptivi sunt aceștia? Copiii sunt foarte receptivi și noi suntem foarte receptivi. De altfel, avem un proiect Erasmus care chiar pe asta se bazează, pe reciclarea deșeurilor. A fost o primă etapă în care am montat coșuri în tot colegiul. Acum mergem mai departe și în prima etapă i-am învățat pe cei mari, acum îi învățăm și pe cei mici. Într-adevăr, există o componentă educațională foarte importantă, o componentă educațională în care ne dorim să educăm pe elevii în spiritul dezvoltării durabile și mai ales ne dorim să existe un mediu curat. Și lucrurile încep de aici, de la cei mici până la cei mari. Ne dorim din tot sufletul ca mesajul primit astăzi de elevi, de la profesioniști, să ajungă și acasă, la părinți, la bunici și la toți cei care sunt implicați în comunitate. Această campanie de informare se va derula în perioada următoare și în alte școli din Câmpulung și Muștel.